Societatea de salubrizare din Sighetul Marmației anunță clienții persoane fizice că în luna decembrie săptămâna colectării selective va fi în perioada 6-10 a lunii. În această săptămână se va colecta atât fracția umedă, adică gunoiul menajer, cât și fracția uscată, deșeurile colectate selectiv în autogunoiere diferite. Reprezentanții societății de salubrizare roagă cetățenii să colecteze selectiv gunoiul, iar pubelele aferente fiecărei fracții să fie scoase în fața porții începând cu ora 7.